Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Ei bine, înainte de a începe, dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați și un share să vadă și prietenii și totodată nu uitați să apăsați și pe acel clopoțel pentru a primi notificări atunci când va apărea un nou episod de GTA 3 pe acest canal. După cum vedeți, astăzi suntem la Tony pentru o nouă misiune după ce în episodul precedent am terminat misiunile lui Sal. Așa că hai să vedem ce are pentru noi. Triads and Tribulations. Bun, deci trebuie să îi batem pe capii mafiilor chinezești. Capii mafiei chinezești, adică triadele. Deja l-am înhățat un membru. Acum trebuie să o iau la sănătoasa și să-i omor pe ceilalți. La naiba. Oh, nu! Sunt înconjurat din toate părțile! Nu. Mașină, că vreau să iau o mașină pentru ca să iau viață. Că-s cu viața la fir de ață. La fir de ață cu viața. Să mergem la spital. Unde e viață? Unde e viață? Hai, de unde e o inimă din aia? I need health. Health. I need it. Uite. Am mutat cifra 1 de la 001 la 0 la 100. Sorry. Bun, deci hai să furăm.
Hai să furăm o dubă din aia de tuna fish. Dar care-i? Că mă plimb prin tot ce n-a dat unul pentru ca să-l caut. Dar trebuie să mă duc din nou în zona unde am lovit. Bun, misiune terminată. Și I've got some urgent work for you, Tony. Ok, mai are treabă cu noi Cipriani. Adică caracterul principal din GTA Liberty City Stories. Deci am ajuns la Cipriani pentru o nouă misiune și hai să vedem ce are pentru noi. Blowfish, iarăși cu triadele. Zis și făcut. Deci ne-a zis că 8 Ball ne-a pregătit o marfă fragilă. Bun, deci va trebui să mergem cu aceeași dubă pe post de cal troian. Sau poate are el o dubă din aia pentru cal troian. Stai puțin. Mașină de gunoi? Mă pui să mă duc cu mașina de gunoi? Bă, pe bune, Cipriani, vrei să fiu drusalist? Bun, se pare că o să fim drusaliști. Închide radioul ca să nu ne luăm copyright. Avem de a face cu o marfă foarte fragilă.
dar timpul nostru este limitat. Serios. Oare unde ne pune să ne ducem? Timpul expiră. Hai să o sfeclim de aici. Bun, deci cam asta a fost și episodul din ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, un share să vadă și prietenii voștri și totodată nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când va ieși un nou videoclip pe acest canal. Iar până data viitoare, vă salut, ciao!